Eduard Șerban este sportiv la CSM Pitești și a obținut în weekend medalia de aur la campionatele mondiale de cadeți din Chile. Seara trecută, campionul a ajuns acasă și a fost primit pe măsura rezultatului. Victoria e cu atât mai răsunătoare cu cât în finală l-a bătut pe reprezentantul Japoniei, neînvins de câțiva ani. Este, să zic așa, un lucru extraordinar să învingi un japonez și mai ales în finala campionatului mondial, acolo unde este gloria cea mai frumoasă. Eduard Șerban practică judoul de 7 ani și speră ca peste câțiva ani să dispute și o finală olimpică. A fost o competiție destul de grea, de fapt foarte grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult să obțin o medalie și am obținut cea mai strălucitoare. Cornel Pălărie, antrenorul care l-a descoperit, crede că prezența antrenorului secund la marginea tatamiului a contat enorm. Este o onoare pentru sportul argișan, pentru judoul românesc, pentru că s-a ajuns la o asemenea performanță. Lucru care nu s-a mai întâlnit până în momentul de față de când există Federația Română de Judo, mai ales finanțată de către Comitetul Olimpic Român. Atât sportivul cât și antrenorii vor fi premiați de autorități. Ei trebuie însă să mai aștepte o ședință extraordinară de Consiliul Local pentru ca banii să fie prinși în buget. Edilii spun că suma va fi una consistentă.